nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricâte ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica-i mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum potez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin.
Sinaxar. Astăzi, 19 ianuarie, biserica noastră dreptmăritoare face pomenirea cuvioșilor noștri părinți, Macarie Egipteanul și Macarie Alexandrinul. Sfântul Macarie Egipteanul s-a născut și a crescut pentru viața pusnicească, din fragedă copilărie, îndeletnicindu-se cu fapta bună și iubind viața virtuoasă și împodobindu-se cu ea, a ajuns locaș dumnezeiesc al Duhului, a dobândit atâta răbdare cu ostenelile lui pentru fapta bună, încât a primit puterea să gonească duhurile cele necurate. El avea deopotrivă și darul înțelegerii, spunea mai dinainte ce avea să se întâmple și era făcător de minuni. Pentru toate acestea, după rugămintea îndelungată a arhiereului de atunci, a primit preoția, căci arhiereul a hotărât să nu stea ascunsă făclia sub obroc, ci a căutat să-și sfințească mâna prin atingerea de el. După sfințire, Macarie s-a dedat la nevoințe și mai grele, a făcut o hrubă pe sub pământ, care începând de la chilia lui se întindea pe o lungime de o jumătate de stadiu și la capătul hrubei și-a săpat cu mâinile lui o peșteră. Când veneau mulți oameni să-l cerceteze, el intra în hrubă și se ascundea în peșteră și nimeni nu-l afla. Cât despre mâncare și băutură, este deprisos să mai vorbim, de vreme ce trupul, prin înfrânarea cea desăvârșită și dumnezeiască, mărturisea aceasta. Odată venind la el un eretic, stăpânit de demonul îngânfării și zicând că nu există învierea morților ca să-l înfrunte pe acest eretic, cuviosul a înviat pe un mort. Și zicea cuviosul că sunt două cete de demoni, una se luptă cu oamenii prin patim înspăimântătoare și alta, a îngânfării, împinge pe oameni la rătăcire. Satan rânduiește ceata din urmă la fermecători și la eretici. Acest sfânt a prorocit urgia Domnului asupra ucenicului său, care ascundea lucrurile săracilor și nu se pocăia, și pentru aceasta s-a și îmbolnăvit de lepră. Iar pe unul care, împins de demon, mânca în fiecare zi câte trei coșuri de pâine și bea un vas mare de vin, l-a făcut să mănânce numai trei bucăți mici de pâine. Cuviosul Macarie a văzut ce pe diavol cum își purta meșteșugirile și înșelăciunile în ticvulițe. Pe Teopempt, monahul, cel înșelat de diavol, l-a îndreptat. El a auzit glas dintr-o ticvă uscată a unui preot al idolilor, care se găsea în pustiu, zicând că prin mijlocirea rugăciunilor lui, cei din chinurile iadului se ușurează puțin. A prorocit pustiirea așezămintelor cărugărești de la schit. Pe un mort l-a înviat ca să spună unde a ascuns averea unor oameni și iarăși a poruncit și a adormit. Deci cu astfel de lucru dumnezeiești, fiind împodobit, a părăsit viața la adânci bătrâneți, trăind 90 de ani. Iar Sfântul Macarie Alexandrinul a fost preot al așezărilor cărugărești numite chilii. El a dovedit liniște și răbdare deplină și a săvârșit lucruri mărețe și minuni. De faptele lui cele bune s-a minunat și Marele Antonie, zicând: Iată, Duhul Sfânt s-a odihnit întru tine și vei fi mai departe moștenitor al faptelor mele bune. Acest Macarie, când auzea că cineva a făcut o faptă duhovnicească de seamă, umplându-se de râvnă, o îndeplinea și el. Astfel, auzind că monahii de la Tebenisi, în tot postul mare, mâncau bucate negătite la foc, s-a hotărât să nu mai mănânce 7 ani bucate pregătite la foc, ci numai verdețuri crude și legume muiate. Se lupta să înlăture și somnul, 20 de zile și 20 de nopți n-a intrat sub vreun acoperământ, ci a stat afară în arșița zilei și în frigul nopții. Odată fiind necăjit de demonul desfrânării, s-a dus într-un pustiu îndepărtat, unde a stat gol 6 luni și unde țânțarii mari, ca viespile, l-au înțepat cumplit, încât i-au bășicat tot trupul, iar după cele 6 luni, întorcându-se la chilia lui, numai după glas a fost cunoscut, căci trupul i se schimbase, asemănându-se cu ale leproșilor. Odată, săpând un puț, un șarpe otrăvitor s-a atins de mâna lui, iar el, prinzându-l, l-a omorât, zicând: Nefiind trimis de Dumnezeu, cum ai îndrăznit să te atingi de mine? Altădată a intrat în mănăstirea Tabenisioților, îmbrăcat în haine mirenești, vrând să afle cum viețuiește fiecare dintre cei de acolo, și sosind postul cel mare, a văzut la ei purtări felurite. Astfel, unul mânca în fiecare seară, altul la 2, altul la 3, altul la 5 seri, iar alții, stând toată noaptea în picioare, a doua zi se așezau la lucru. Macarie însă, udând mlădițele de finic,
a stat într-un colț până s-au împlinit 40 zile și a sosit Paștele, și în toate aceste zile n-a gustat nici pâine, nici apă, nu a făcut nici îngenunchieri, n-a șezut, nu s-a culcat și nu a gustat niciun fel de hrană, decât numai duminica puțină varză crudă. Se mai istorisește despre acest sfânt că odată șezând în o gradă și grăind altora lucruri folositoare, a intrat o hienă, aruncând la picioarele sfântului puiul ei orb, iar sfântul, dând un scuipat peste ochii lui, l-a făcut să vadă. Hiena l-a luat și a ieșit afară și a doua zi dimineața a adus grăbită o piele de oaie fericitului, care a zis către ea: eu nu primesc lucruri nedrepte, iar ea, plecându-și capul, a ieșit din ogradă. Acest Macarie a văzut și el pe diavol purtând tot felul de înșelăciuni, înfășurate într-o haină zdrențuită și părând că sunt închise în niște ticvulițe. Sfântul Macarie era mic de statură, slab și spân, având numai câteva fire de păr pe buză și în vârful bărbii, căci din cauza sprimii ostenelilor sihăstrești nici părul nu i-a crescut, trăind astfel în pusnicie și ajungând la adânci bătrâneți, s-a mutat către Domnul. Tot într-o această zi pomenirea aducerii moaștelor celui între sfinți, părintelui nostru Grigorie, teologul, în Biserica Sfinților Apostoli. Tot într-o această zi pomenirea minunii celei mari din Niceea, când Sfântul Vasile cel Mare a deschis prin rugăciune ușile bisericii sobornicești și a dat-o în seamă ortodoxilor. Tot într-o această zi pomenirea cuviosului părintelui nostru Meletie, Valisiotul, mărturisitorul, care a trăit în anii 1203. Tot într-o această zi pomenirea celui între sfinți, părintelui nostru Marcu, Eugenicul, cel din Efes, singurul luptător, apărător și păzitor al ortodoxiei. Tot într-o această zi pomenirea celui între sfinți, părintelui nostru Arsenie, arhiepiscopul Cherchirei, care în pace s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.